micul dejun care îl ia după amiază. Că am fost puturat și m-a scoat după dracu, m-a scoat de vreme. N-am mâncat. Și acum vă arăt. O felie de pâine, niște zahăr, se udă pe felia de pâine. Deci, de gătit pentru original. Se udă cu apică, o faci mai proaspătă și mai gustoasă și faci sandwich-ul ca la mama acasă. Ba nu, ca la Dan acasă. Se udă felia de pâine ca să capete aderință zahărului. Zaharoza. Zaharoza este o substanță îndulcitoare. E bună pentru orice om normal. Unii au niște dalea și nu poate să mănânce zaharoza. Și ia uite ce hrioie se arată. Se bune. Cine pula mea din București e chestia asta? Am învățat-o noi când eram copii mici, când era foame. Câteodată mai făceam foame. Sau ne deducea nici asta e prăjitură. Deci eu la micul dejun mănânc prăjituri. Eu sunt moare ca o prăjitură. E bună, dulce. Ma, original. Și aici mai avantaje. Unii zice că face carii dentare. Da? Iată de mor. Nu cred că mor. Oh, ce bună. Original. Asta nu e nici mâncare de șomeri. E de poeți. Original. Băi, care e bună. Dar asta e pâine, am găsit-o și eu. Nu am găsit-o la mine. S-a mai învechit de așa, dar totuși e bună. E de-aia. De-aia pentru ăștia care nu vrea eu. Nu e cu euri. Ia să mă uit pe pachet ce scrie. De pâine, păi! Pâine originală și zahăr original. Și apă luată de la ciușmea. Mănânc cel mai sănătos! Hai să vedem ce scrie pe pachetul de pâine. Mai aruncă lumea pâine, aruncă de-astea că se învechește și dacă oamenii are bani și astea, eu le iau. Așa. Pâine original integral. Ia uite cum se face să dai cu margarină pe pâine. Mamă, îți dai seama, ești în pomul. Și poți să o bați și în toast. Deci îi bați în prăjitor. În prăjitor, nu în vrăjitor. Și prăjitorul ți-o prăjește frumos. E o altă, să o prăjești. La ce? La brichetă, nu la lumânare. Nu că putea... Că lumânarea dă și parafina aia ce pula mea e, sunt vapor de aia și un bibă. Mi-ar trebui un lemn sau o hârtie. Dar totuși nu e bună nici aia. Că și lemnul dă niște... altfel de... Și e pâine de aia de șmeche. Dar ar trebui să o bag în prăjitor. Cum se construiește, mă, un prăjitor? Știți? Eu știu. Și de ce face el așa și ți-aruncă pâinea când se termină lucrul? Eu știu, bă. Și ce înseamnă să știi? E bine. Și nu e bine, dar e bine. Așa. De ce nu-i măcar prăjitor, mă? Dar n-are nimic. Și după aia îi bag pe toast. Și uite, faci sandwich, bagi acolo, salată, varză. Pula mea, nu știu. Nici pula mea să nu o bagi. Te rog eu, fii virgin. N-ai tu cum să bagi pula de poet. Îți trebuie să fie anumite defecte. Că am văzut atâtea calități încât nu mai știu ce înseamnă aia.
de la dieta mea. Iar băgăm în cofelie. Ia uite ce mișto e. Cu apă originală, de tuturor. De ciușmea. Și băgăm zahărelul. Și băgăm așa. Și al doilea sandwich. Băgăm al doilea sandwich. E mic dejun. Dejune prim. Eu sunt junea. Sunt mai tânăr decât la 20 de ani. Sunt june. Ce e june? Juncan. Apropo de juncan. Juncan și pe ce se zice? La bicei. De obicei, vacilii se... Majoritatea vacilor care mai are vacilor. Se botează cu numele de Joiana. Nu știu. Așa au prins. Nu știi ăștia. Și ăla e Juncan. Și June vine de la Juncan. Deci sunt June. Ue, pe bune. Mă duc la gata și veci. Juna. Păi ce e Juna? Nu știu. Sunt June. Păi ce June? Ești iunie? A, nu. Băi, lasă-mă în pula mea cu engurile mea. Până nu mai rămân. Chiar sunt june. Eu m-am născut pe 29 june. A, e june, da? Pe 29 june. Pe bune. Deci sunt june. Și cum faci? A, știu să fac de-asta. Fu, de june. Și june? Da, sunt june. A, oh,